Salut, mă, prietena, stricul de la Brăila, sunt doctorul la fericirea voastră și ca să duceți o viață vengoasă, miștocoasă, fericicoasă, mă! Aveți nevoie de o doză de mai mult umor. Dacă ați vă dau eu doza asta de mai mult umor, am și eu nevoie de două doze de vitamina B. Adică bani și beri. La revedere. Adică nu la revedere. Să bag aia de început și după care începe misiunea. Hai, pa! Bine, bă, bă! Dreptul, stai să că nu-ți fac nimica. Ce? Mi-e rău. Te doare burta? Da, mor, leșin. Leșin, mă trezesc. Mă doare, leșin la loc. Ajutor. Fă-mi respirație, gură la gură. Vrei? Te luase nebunii, aolea, că să-mi iei limba în gură. Nebunul care ești. Mă, tu vrei să-ți iau limba în gură? Nu, am mâncat o gumă, mi s-a amestecat mațele mine. Ce vrei să-mi faci? Faci mâine, braia, du-te. Când îmi rupe aici el 4, el 5, nebuna dreacu care ești, mă omori, mă paradești. Dar e adevărat, dreacu, pot să mor dacă am mâncat gumă? Mor, tot se lipește stomacul de șira spinării și uite, e nebun, uite, mi-a zis, ai văzut ce mi-a zis, dar ce e adevărat? Adevărat! Hai să vedem ce mai zice lumea. Vreau să știu de ce înșeală femeile. Că nu-i place ce au acasă. Exact. Dar bărbații de ce înșeală? La exact același motiv. Ce-a zis el? Eu v-am zis, copiați unul de la altul. De ce minte lumea? De ce minte lumea? De ce minte lumea? De ce le minte lumea? De ce 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 minte lumea? Vezi că eu sunt nebun. Ia ziceți, mă, prietenași, cu ce v-am mințit pe voi, părinții voștri, când erați mici? Ne-a adus barza. Că am fost... Că ce? Ne-a adus barza. Asta e una. Ia zi. Bă, stai să mă gândesc, că nu știu, chiar nu știu. Dă-mi. Ești frumos. Dă-mi. Da. Că ești frumos? Da. Asta a fost cea mai urâtă minciună. Dar cea mai adevărată. Fără să vrei, ai făcut o glumă foarte bună. Dă-mi acum de vorbă cu Teddy. Câte dește de le-ai luat? 3. Ai sutiene în cutie? Nu, aici se schimbă fetele alea de la dans. Ah, și aici ți-ai făcut casă, unde schimbă fetele de la dans. Eu n-am știut. Hai să vedem ce e aici. Ia. Îmi dai voie să stau aici? Îți dau voie să stai unde vrei tu, mă, prietene. Aici să stau. Mica, asta e su casa. Așa. Hai să umblăm să vedem ce se ascunde. Da, uite. Rahaz de oaie. Nimica, nu-i nimica. A fost o glumă, tot a fost o glumă. A, sutienele sunt în altă cutie. Că mai sunt. Vrei să vezi sutiene, ești bolnav, nu? Câți ani ai? 17. Păi crezi și eu că vrei să vezi dreacu sutiene, dar nu aici. Păi acum ce a... faci cu viața ta? Teatru. Plâi, ce faci? Nu, mă duc la teatru. La care teatru? La ăla din Botoșani. Ești din Botoșani? Da. Ai venit din Botoșani până aici? Da. Ca să ce? Să merg la umor. Să stau de vorbă cu tine. Ce am făcut? Păi am făcut un număr. Ce număr? Amuzant. Un număr, un monolog am. Stand-up, ce dracu? Nu, un monolog. Ce e monolog? Adică vorbesc singur. Ia zi și mie un teatru de el. Dar acum nu mai pot, nu mai sunt în stare, eu sunt actor de metodă. Eu dacă... Ce dracu e? Adică eu înainte de numărul ăla, 4 luni de zile, am trăit ca personajul și acum am terminat numărul și am ieșit de acolo. Gata, trebuie să mai trăiesc încă 4 luni. Ți-ai zis că ești nebun? De ce? Ai luat-o de vreme, de la 17 ani ai luat. Pe așa și eu... Turbat? Nu, îmi place metoda lui Stanislavski asta. Și acum gata, ai ieșit așa deodată? Păi da, că am stat și am... cum să zic, m-am gândit profund. Și nu ți-e greu, mă, prietenaș? Să ce? Să faci așa teatru. Nu. Aveam Oscarul, ți-l dau. Bă, ce vrei să-l dau, pe declarații? Păi uite-te la număr, când se difuzează. Canci. De ce? Sănătate, Doamne ajută, te-am pupat. Da, mă, tată, bine. Cam asta a fost. Când mulțumesc. Deja simt că se instalează cringe-ul ăla greu. Da, mulțumesc. De ce umbli cu ciocanul la mână? Pe fond de stres. Sunt stresat. Și eu.
De ce ești stresat? El tu. De ce dracu dai? Ești nebună la cap, ce ai? Stresată foarte tare. Dă-mi 1500 pe treaba asta. Pe ce treabă? Pe treaba asta, că mi-ai dat 3 de alea în cap. Te-am dau și mie, na. Te așezi pe poșeta omului, pe banana peti. Pardon. Uite, pe banana. Poți să iau eu banana? Nu. De ce? Când e ta. Vreau să te aud cum ești tu senzual. Vocea asta, când vrei să zici ceva așa, tu, de drag cuiva, nu mie, na. Mă șurca pe tine, ca pisica pe șuncă. Nu, nu la asta. M-ai șurcat pe tine ca pisica pe șuncă. Ai văzut că ți-a plăcut, îți place cu potriveală, ce dracu ai? Ai luat-o 1-0. 1-0 pentru treaba asta. Ești mare șmecher, tu. Sunt mare șmecher, sunt și lider de audiență. Aia, bravo, exact cu asta mă enervez. Deci mi-e 1500. Deci mi-e 1500, că am și lider de audiență. Ieși afară și te 7 săptămâni la rând am și lider de audiență. Mor, sunt pe moarte. Vai de capul meu, sunt moribund. De ce? Am înghițit o gumă. Ai înghițit o gumă? Da, am înghițit o gumă. Dar n-are treabă, că am înghițit multe când eram mică și n-am murit. Nu ai ce să repezi, poți să mai înghiți. Deci poți să mai înghiți? Pe tine te-a mințit părinții tăi? Normal. Cu ce? Cu multe. Se vede. Se vede, nu? Zii, dracu, cu ce te-a mințit pe tine? Că dacă înveți, ajungi bine. Ce ai ajuns? Că să ai o meserie. Bine. O, salut fratele meu care a adus mâncare. Ia uite ce e aici. Yummy. Foarte bine. Păi ce dracu ai făcut? L-ai omorât pe Băsescu? Te-ai luat haina de amiral, de general, de ce dracu era ăla? Ce ai de ești îmbrăcat așa? Eu sunt nebun doar pentru o zi. Deci doar azi? Azi. Azi pentru că am venit să te văd pe tine în primul rând. Pe mine? Păi, de ce crezi? Pe mine? Pe tine, Nicușor. Ai venit să mă vezi special pentru mine? Nu, pe Delia, nebunule. A, zici pe Delia. Da. Și am trecut și pe la tine, dar uite, vezi că când se întâlnește nebun cu nebun, ce se întâmplă, nu? Iese ceva frumos, nu? Nici mai întâlnit. Și acum? Și acum vreau să te întreb, bă, Nicușoare, stai aici, dar o gagică și tu când o aduci aici? Am 30 de gagici. Cât? Stai liniște, nu-mi duci tu mie grijă. Cât? 30 de gagici. 30 de gagici? Mărioara, Sicuța, Vali, Violeta, Carmen, de-aia am plecat din Brăila. De-aia am plecat din el. Da, nu mai aveam loc de el. Am înțeles, Nicușoare. Da, și acum te simți bine aici la București, nu la noi? Da, mă simt bine, mi-a dat emisiuni, fac televiziuni, fac rating. Zău! Content? Deci vezi cum e la București, ai schimbat oxigenul, ai schimbat tăticule. Da, parcă mi-e o leacă mai bine. Ți-e o leacă mai bine? Da, de la băutura de aici din București nici măcar mai vomiți. Nu mai vomiți? Măi, o țin tine. Da, păi e făcută cu niște pastile, tăticule, aici nu știi cum să face? Păi da, vodka Motorola. Cum vodka Motorola? Cum dracu e aia? E din centru vechi. Vodka Motorola? Păi, dar cum să nu? Am băut vodka de aia Motorola din centru vechi. M-am dus cu un șat de la așa să-mi împli și mie păhărelul așa pe la toate barurile alea de acolo. Și m-am trezit aici, m-am trezit următoarea zi, era cu ficatul lângă mine. Mi-a zis, ce faci, Nicușor? M-am trezit cu ficatul lângă mine. A plecat, a fugit. Este, așa e, ca la București, știi cum e, fratele meu ești. E frică de tine, da. Dar de ce? Nu știu, așa că parcă nu se leagă nimica. Te iau pe toate drumurile, dar vă că e toate închisi. Toate sunt. Numai uși închisi. Da. Sănătate. Stăm acum de vorbă cu Valentin Cetărașu și cu Amalia Cetărașu, care e în depresie. Dar ce s-a întâmplat cu voi? De ce nu mai faceți muzică populară? Mai cântați muzică populară sau? Nu ne mai țin picioarele. Ne-am reorientat, nu mai cântăm muzică populară. De ce? Păi uite, să ne cunoască lumea, facem umor, facem comedie, facem de-astea, scene, jocuri, ne jucăm, să devenim și noi actori, să jucăm și noi în filme. Comedii, regii, farmacii, bă! Ce faceți acolo și apăs scenă? Păi pe scenă ne aduce la un loc pe scenă soacra, asta avem noi în comun, nu doar ținutele astea fabuloase, o soacră, soacra dânsului ne aduce pe scenă împreună. De ce, dar ce faceți? Faceți scandal sau ce? M-a băgat în depresie și atunci trebuie să-mi aducă pe cineva ca să mă am nimeni. Soacra? Soacra. Dar voi n-aveți bani? Păi n-avem. N-aveți nici 1500 lei vechi? N-avem nici 1500, am venit să cerem de la tine, că am văzut că tu ai. Eu n-am. N-ai? E sigur că vreți să faceți comedie, că uite, nu merge. Noi facem. Facem comedie, dar stai să ajungem acolo pe scenă să vezi ce răzutul din aia. Dar de ce? Vă e frică de cineva? Avem așa un pic emoții. Cu doamna Maia, noi avem poză cu doamna Maia pe perete acasă. Cine-i doamna Maia?
Doamna Maya Morgenstern. Da, femeia înaltă. Da, cu părul alb. Da. Că-s mama lui Iisus Hristos. Da, da, da. Gata, știu. Gata, știu că am văzut. A jucat, a jucat cu, la Mel Gibbs, cu Mel Gibson, ai fost regizor. Mel Scull. Gibson. A jucat, da. Da, a jucat, da, a jucat. Voi trăiți împreună? Da. Da, noi trăim împreună. Sau tot așa, sunteți prieteni, Sanchi? Împreună, împreună. Tău, tu ai iubita ta și vă mai trăiți așa din când în când faceți șeni. Împreună, împreună. Locuim împreună, da, locuim împreună la... Nu sunteți voi și soții? Încă nu. De ce nu cerbu? Am cerut-o. Și ea ce a zis? Da. Da, cât ține, mă, cum e? 32. 32 de ani? 32. Pare că ai 48 de ani. Așa pare. Dacă, dacă mai faci și un copil, dacă... s-a terminat viața. Păi tocmai de aia nu mă grăbesc. S-a terminat linia, s-a face nori. Nu mă grăbesc, de aia am cerut așa mai, mai târziu. Dar nu te grăbi. No. Nu. N-are rost. Încă vreo 20-30 de ani. Te chinui mult, nu, la n-are rost. Vrei să scând ceva? Da. Ia uite. Iară beau, iară petrec, măi, of, eu de aici nu mai plec. Iară beau, iară petrec, of, măi. Eu de aici nu mai plec. Deci mi-am pierdut virginitatea pe muzica ta. Ce te rași? Ia uzi. Dacă vrei să zic așa ceva, de la om la om. Aia. Asta-i spate, ești foarte special pentru mine. Mă bucur că te-am ajutat. Bine, cam asta ar fi. Ăsta a fost interviu. Sănătate, Doamne ajută. Sănătate. Doamne ajută, baftă. Da, bă, prietenă, și am văzut pe la știri că ce că vine apocalipsa, că ce că e o gaură de asta neagră care ne mănâncă pe toți. Abar n-am, n-am înțeles nimic, dar tot așa. Vreau să vorbesc cu lumea, cu oamenii ăștia de aici vorbește cu mine, toată lumea mă iubește. Și vreau să întreb lumea de treaba asta cu gaura neagră. Să rămână. Bună. Nu, că nu veneam să vă sărut. Facem striptease sau nu? Dar mă, tale e obsesiv cu striptease-ul ăsta? Da, da. Îmi place melodia lui Joe Cocker. Mor după ea. Care e melodia lui Joe Cocker? Aia care face striptease. Ce ăsta lăutat? Ce dracu e? Apropo de striptease, vreau să te întreb, ce dracu e aia o gaură neagră? Păi eu acolo am lucrat. Într-o gaură neagră? Da, într-o gaură. Ai lucrat în gaură neagră? Da, am lucrat la polizul. La mine? Unde dracu ai la lucrat? La polizul, mamă. Ce dracu e polizul? Păi maternitate, mamă. Ce dracu, dacă am înțeles ceva din toată treaba asta? Ei, nu mai înțelegem nimic atunci. Deci este undeva o maternitate mai mare decât pământul ăsta, nu? Și ne înghită la un moment dat pe toți. O maternitate care umblă și ea prin univers și la un moment dat înghite pământul. Și naște copii. Și naște copii. Unde e gaura neagră? Sunt multe găuri negre. Una dintre ele, aia care o să înghită pământul, unde dracu e? Aia? Aia o facem noi. Când tăiem pădurile, terminăm cu totul ce e verde. Dar ce e aia o gaură neagră? Păi, sunt multe găuri din astea. Dar tu ai văzut vreodată vreo gaură neagră? Am văzut. Dar din ce ai făcut? Dacă distrugi de la un conjurător, exact, cum? Exact. Deci așa apare găurile negre, păi când distrugi mediul înconjurător. Extraordinar, n-am știut că asta înseamnă gaură neagră. Păi de ce e secetă? De ce e secetă? Păi de ce? Că a fost vară afară, a fost 40 de grade. Păi ieșeai, te topeai. Mureai. Păi de ce? Curgea apele din după tine. Nu mai avem păduri, nu mai avem... Aia este. Să rămână. Hai. Care mai viața? I don't speak Romanian. Ce chestii? O să fiu un interviu extraordinar. E bine, da, ce să vă zic? Deci doamna, cum să vă zic eu vouă, are cea mai mare gură din toată istoria omenirii. Cum ai descoperit treaba asta? Cum trebuie să zici? How discovered? The... Big mouth. So, I have always known I've had a big mouth. And just started doing TikTok. Making TikToks. Do you have TikTok? Do you have TikTok? No. No? Well, it's an app that people with homes use. I don't have home. Makes sense. Asta-i stația. Guinness? Guinness. So I got the Guinness World Record. So Guinness actually saw my TikToks. Da. And reached out to me and said, we love your work. I measured my mouth. Got in. And you are the people with the big mouth. Biggest in the world. In the history? Yeah. Ia să văd. Cât ai căscătura? Ia. Mamă, mâncați aici. Mamă.
You can eat my head. Oh, yes, I can eat your head. Yes, yes. Did you eat any heads? Couple. Can you take me with you? Yeah. In America? Come? Yeah. Dundee. I'll carry you in my mouth. We're going to America. We'll make you president. Păi după ce a ieșit Donald Trump, crezi și eu că poți și eu să devin președinte, dracu, toată lumea poate să devină președinte. Și aici, în România, poți să devin președinte. Dacă îmi pun în cap, poți să devin președinte. Dar nu vreau. Vote for Nico. Yes. M-a pus femeia asta din spate la cameră să mă duc să vorbesc cu ăștia. Eu nu vreau să vorbesc cu ei, dar asta e situația. Trebuie să fac emisiuni. Dacă vrei să ai casă, trebuie să muncești. Îmi dai și mie 1500. Trecea fanfara militară. A, deci trăiește, a? Dar ești al dracu, nu vrei să vorbești cu mine. Trecu toți extraterestri, îi aduce aici, ești nebun la cap. Îmi pune de aia pe cap. Nu mai pot să o mai scot, nu mai pot să mai respir, mor! Scoate-o, dracu! Aoleu! 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 M-a speriat rău de tot. Cu gulia aia ta din capul ăla. Mi-a luat sufletul. Mă, prietenai și gata, ai mai mult umor, s-a terminat. Vă las pe voi să vă duceți la culcări, că eu ce să mă duc la culcări? După ce zi nenorocit, am avut mie drept cu frică să nu vină vreun concurent de ăsta peste mine, să mă înorocească chiar de cap. Dar lasă, că n-are nimic, că are act de cojocul lor Nicu de la Brăila. De fapt, ce act? Barta-i buzduganul am. Gata, mai urmează și alte nenorociri săptămâna viitoare. Să nu le scăpați. Intrați acum.